Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vom discuta despre subcarpații getici. Aceștia se desfășoară între Valea Dâmboviței la est și Valea Motrului la vest, fiind mărginiți la nord de Carpații Meridionali și la sud de Podișul Getic. Sunt alcătuiți din două șiruri de dealuri și depresiuni depresiuni submontane, respectiv depresiuni intracolinare. Altitudinile, pe cele mai înalte dealuri, depășesc 1000 de metri, în timp ce în depresiunile din vest coboară sub 200 de metri. În subcarpații getici întâlnim adesea muscele, culme alungite cu pante domoale care fac trecerea între zona de munte și de al. Dealul Chiciora, pe care le observați în această fotografie, este cel mai înalt din țara noastră și din subcarpații getici, cu altitudine maximă de 1218 metri. Climatul este de dealuri și depresiuni, cu temperaturi medii anuale cuprinse între 7 grade în zona de deal din nord și 10 grade Celsius în depresiunile din sud și vest. Cantitatea medie anuală de precipitații este cuprinsă între 700 și 800 de mm, dar poate fi mai ridicată în anumite ani în zonele de deal din nord. Subcarpații Getici sunt traversați de apele râurilor Argeș, Olt, Jiu și afluenții acestora. Pe cursurile râurilor care traversează subcarpații Getici, au fost amenajate o serie de lacuri de acumulare, fiind de asemenea construite pe acestea, hidrocentrale și microhidrocentrale. Cele mai importante resurse naturale din subcarpații getici sunt pădurile de foioase, apele minerale, cărbunii, sarea și petrol. În așezările rurale, Principalele activități economice sunt agricultura, între care se remarcă creșterea bovinelor, a ovinelor, pomicultura și viticultura, serviciile și turismul. Așezările urbane s-au dezvoltat ca urmare a existenței resurselor energetice exploatate intens în perioada comunistă, atunci când aveau funcție industrială. După 1989, acestea au început să schimbe specificul, dezvoltându-se mai mult sectorul serviciilor. Vă propun acum, dragilor, rezolvarea unei sarcini de lucru. Completați următorul text lacunar. Subcarpații Geti se desfășoară între Valea Dâmboviței și Valea... sunt alcătuiți din două șiruri de... și de presiuni. Altitudinile în subcarpații Geti sunt mai ridicate în dealurile din nord și est, unde ajung să depășească altitudini... valoarea altitudinii metri. Cel mai înalt deal din subcarpații Geti și din România este dealul... Pe râurile care traversează subcarpații getici au fost amenajate o serie de și din subcarpații getici se exploatează enumerați patru resurse. Locuitorii așezărilor rurale din această unitate de relief au ca principale ocupații, puneți două ocupații. Vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vizionare și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!